găsit! Ai revenit alături de Robo și ale lui informații desenate în tabele, grafice și diagrame la zoo. Dacă vizitatorii se vor întreba câte animale sunt din România și câte din alte zone ale globului, le va răspunde simplu, colegând date dintr-un tabel. Privește cu atenție harta și răspunde la întrebările care te ajută să completezi tabelul. Atenție! Un exemplar de pe hartă reprezintă o specie și culorile animalelor ilustrate te pot ajuta să identifici mai repede. În sectoarele A, B și C sunt numai specii de păsări din România. În sectorul N sunt numai specii de păsări de pe glob. În sectorul D sunt numai specii de mamifere din România. În sectorul G sunt numai specii de mamifere de pe glob. Sectorul K găzduiește numai specii de reptile de pe glob. Sectorul M găzduiește numai specii de reptile din România. Sectorul F găzduiește numai specii de pești din România. În sectorul F nu se găsește nicio specie de pești de pe glob. Acum cred că am răspunsuri și pentru alte întrebări puse de vizitatori. Sigur că da. Putem spune câte specii sunt în total din România și câte specii sunt în total de pe glob. Calculezi tu? Dacă ai obținut aceste răspunsuri, este corect. Acum va trebui să pregătesc date despre alimentația animalelor. Așa este. A făcut câteva turnulețe colorate pe care le-a așezat într-un alt fel de grafic. Privește cu atenție graficul și răspunde întrebărilor. În ce zi a săptămânii se consumă cea mai mare cantitate de fructe și legume? În ce zi a săptămânii se consumă cantitatea cea mai mică de carne? Care este ziua în care consumul de carne este egal cu consumul de fructe și legume? Care sunt zilele în care se consumă aceeași cantitate de carne? Thank you.
care sunt cele 3 zile consecutive în care scade consumul de carne? Sunt cele 3 zile consecutive în care consumul de fructe și legume crește. Ce cantitate totală de fructe, legume și carne se consumă joi? Care este diferența dintre cel mai mare și cel mai mic consum de fructe și legume? Te-ai descurcat de minune și te felicit! Îți propun să ne revedem cu Robo în episodul următor!